continuăm cu verificarea albinelor în vederea pregătirii pentru iarna. În filmul trecut deja am găsit colonie care a încetat oatul cu totul, adică matcul. Bun, noi sperăm să fie bine. Sperăm. Speranța moare ultima, cum se spune. Astea acum le iau de aici, ducem la depozit. Le-am tot păstrat. Poate îmi trebuie pe undeva. Așa. Și să vedem aici ce e. Ce e aici? Ce a mai rămas aici? Câte albinuțe și dacă a încetat ponta. Acum trebuie să luăm în considerare și acest aspect că a încetat ponta. Bun. Iată o folie care o schimbăm. Așa, le dau deoparte. Avem un pic de fum. Trebuie să avem grijă cu fumul să nu îndepărtăm foarte tare albina, că în momentul în care îndepărtez albina de pe rame, nu se mai apără și tu stai așa cu stupul deschis 5 minute, să spunem. Toate că nu stau foarte mult, în partea din stângă nici nu deschid, dar mă interesează prezența puietului. Iată aici o colonie care totuși promite această colonie. O iernare cât de cât, să spunem, da? Deci această ramă vine dată de o parte. Nu o ridic, deci nu consider că nu mai e nevoie de ea. Și strângem cuibul foarte, foarte bine. Aceasta e rama pe care o să o strâng, rămâne strâns. Iată, vine albine pe deasupra, e riscant tare acum. Și urdinișul e strâns la 1 cm. Aici încă matca depune ouă. Bine, deci mai sperăm că se mai umflă acest stup. Perfect, atâta vreau să văd. Nu o umblăm foarte mult la ei. Reducem cât se poate timpul. Deci am strâns la această ramă. Așa, deci lucrăm în modul realistic. Și aici se pun acum tratament. Imediat ajung cu tratamentul. Îi pun tratamentul și o folie nouă. Bun. Punem o folie nouă.
Le acoperim. Sunt un pic așa mai nervoase, dar totul e, zic eu, în favoarea lor. Perfect. Iată înălțătoare din astea. N-am avut la toți stupii. De ce n-am avut la toți stupii? Fiindcă eu le-am demontat ca să le pun... ce să le pun? Să le pun aracet la aracet, un adeziv la încheieturi. Prima dată nu pusesei și ei n-au ținut, deci a fost dezastru. Numai ca frumos păturelele într-o parte, fiindcă pe mijloc aici punem borcanul cu sirop. Așa, perfect. Facem o fereastră. Nu eram eu adeptul siropului, dar singura opțiune prin care pot să le administrez această medicamentație este... Tot caut bețe ca să pun borcanele pe ele. Așa, deci punem un băț aici și să aduc sirop. Dacă depunem asta ouă deocamdată, să spunem că e bine. Așa am format vidul și punem borcanul. Ăsta sigur o să-l ia. Deci cei care au puiet o să consume siropul, nu vor sta la discuții. Așa. Totul e în regulă. Continuăm și mergem la următorul stup. Fac loc. Nu e o investiție foarte mare să le dai acest siropel, dar na, omul mereu gândește altfel decât ar trebui. Mai există acest clișeu că ai făcut într-un fel și ani de zile, 20 de ani, 30 de ani mergi pe aceeași linie. Sincer, nu mi-a plăcut niciodată, cum să zic eu, același lucru, adică mereu aș fi vrut să încerc lucruri noi. Aceste lucruri noi uneori sunt câștigătoare, alteori sunt pierzătoare. În acest caz am fost la limită și în 2016 tot asta a fost motivul din care am pierdut atunci stupina, fiindcă vroiam alt lucru decât era. Deci doream să găsesc o soluție diferită față de cea clasică și cea care o folosea toată lumea. Eu nu vroiam acest lucru,
Nu vreau să fac ca toată lumea, ci vreau să fac diferit. Exact ca și acum. Deci nici acum mai e câte unul care dă sirop, dar s-a cam terminat cu siropul ăla. Diferența este că acesta nu e siropul acela de zahăr 1 la 1 sau miere 1 la 1, nu. N-are nicio treabă. Acesta e un sirop 2 kg de miere și undeva la 8 litri jumate de apă. Deci foarte, foarte multă apă. Dar are uleiurile esențiale și are ceaiul de pelic. Și vitamina C. Vitamina C, în momentul în care, să spunem că ai albinele, le dai tratamentele astea, că acum sunt obligat să le dau, eviți intoxicarea albinelor, adică se reduce un pic efectul chimic asupra albinelor. Vitamina C, de exemplu, cred că este bun și la om când este intoxicat. Bun, îmi place ce văd aici, păstură. Păstura îți asigură că albina va intra cu corpul gras corespunzător în iarna. Cu toate că varoa, asta mănâncă de la albină, corpul gras, deci, pe lângă virus, corpul gras albinei este consumat de varoa. Asta e frumușie, mă interesează larvar, mai avem larvar. Este în regulă, deci mai este o generație de albinuță. Cel puțin așa sper să mai iasă o generație. Așa. Îl strângem în menghină. Așa. Deci o colonie, ca să se dezvolte, are nevoie de aglomerație. Aglomerația este bună. Apicultorii care au făcut aglomerația în stup. Există apicultori destul de consacrați care nu au avut talentul ăsta al YouTube-ului. Iar n-au pe două rame toată albina care era în stup. O înghesuiau pe Todora. Nu se uita că are 5 rame acum. N-avea nicio treabă. 2-3 rame. Înghesuit și îl ținea așa. Îl ținea așa până în primăvară, până în aprilie. În aprilie, când dădea stupul pe din afară, deci de la 2 rame, fiindcă acum nu mai este pericolul roirii, celulele goale sunt și o să strâng, deci nu văd de ce nu l-a strânge. Să strângi pe albina cât mai bine. Acolo, odată ce albina stă înghesuită, poate să-și gestioneze mult mai bine treaba. Bine, sunt cazuri unde n-ai ce să strângi, deci se poate întâmpla să n-ai ce strângi. Hai să-i dăm și lui tratament și îl închidem. Cine e curios despre cine vorbesc, căutați pe YouTube Giovanni, domnul Nea Giovanni sau ceva de gen, să vedeți strategia lui în a ierna.
fiindcă sunt mulți apicultori care consideră că o strânsoare nu are, adică nu te ajută. Eu zic că e în regulă, numai să ai ce strânge. Iată, încă asta folie o dau în lateral, că am nevoie de ea aici. Și aduc încă o folie prin care am să-i dau sirop. Bun. Și ăsta e promițător, așa cred. Să-i punem înălțătorul. Perfect. Și aici, într-o parte, pun păturele. Acum, păturelile astea aș putea să le pun peste borcan, dar consider că nu e cazul acum încă. Poate nici în februarie. Am de gând să încep să le dau sirop cât mai repede, ca să recuperez ce am pierdut, adică nu cantitatea de albină, ci administrarea asta de medicamente. Asta mă interesează, că medicamente vine, nu sunt chiar medicament. Uleiurile esențiale, ceaiurile, nu le considerăm chiar medicamente. Și omul nu cred că se vindecă dacă bea ceai pentru pneumonie, de exemplu. Dacă faci pneumonie, nu cred că te va ajuta dacă bei numai ceai. Deci, așa cred și la albină. Deci e tratamentul cu amitraz și siropul ăsta cu ceaiuri. Siropul cu ceaiuri, cu uleiuri esențiale, este doar să te revigorezi, să te revigorezi. Bun. Așa. Le dăm aici. Ele vor decide dacă le mai trebuie sau nu. Am văzut că unele consumă foarte bine. Bun, cam atâta și în acest filmuleț. Aici coloniile arată finișor, promițător. Deci eu cred că vom ieși în iarnă, vom ieși din iarnă cu cel puțin unele dintre ele. Cam atâta. Până data viitoare, numai bine!